Lucrătorii agricoli francezi solicită schimbarea reglementărilor Uniunii Europene cu privire la procentul suprafeței de teren care trebuie lăsat nelucrat. Bruxelles a luat aceste măsuri la nivel european pentru a sprijini biodiversitatea în aceste vremuri de schimbări climatice violente. Demersurile sunt pozitive în teorie, dar fermierii francezi sunt nemulțumiți și nu mai ezită să își facă vocea auzită. Colega mea, Andreea Gheorghiță, a realizat un material cuprinzător pentru dumneavoastră pentru a vă prezenta situația. Fermierii francezi sunt în continuare nemulțumiți de măsurile implementate anul trecut la nivel european. Parlamentul European a adoptat legea conform căreia statele membre sunt obligate să ia măsuri până în 2030 pentru renaturarea aproximativ 20% din teritoriile lor. Franța se numără printre țările cele mai impactate, unde 81% din teren este considerat afectat. Ministrul Agriculturii, Marc Fusneau, a declarat pentru un post de televiziune național că vor anunța decizia luată în decursul a două zile. Fermierii francezi au anunțat că vor ajunge până la Paris dacă acest lucru este necesar, pentru a-și face vocea auzită. Aceștia se tem că noile reglementări le vor impacta activitatea, într-un context în care lucrătorii agricoli sunt deja afectați de contextul dificil la nivel internațional, precum seceta, războiul sau inflația. Presa din Hexagon menționează că lucrătorii agricoli devin și mai revoltați împotriva măsurilor luate la nivel internațional, din cauza globalizării. Uniunea Europeană dorește să creeze un cadru unit, care urmează aceleași principii pentru un viitor mai bun. Măsurile Bruxellesului sunt implementate dintr-un raționament pozitiv, dar este dificil să le adaptez conform nevoilor fiecărui stat. Societatea actuală se bazează pe industrializare și este greu să urmezi legi care neagă această realitate. Franța este cel mai mare producător agricol la nivel european, iar țara este cuprinsă de febra protestelor. Un număr mare de tiruri, printre care și din România, au suferit daune majore în timpul revoltelor. Protestatarii francezi au blocat camioanele, inclusiv cele din România, și au forțat ușile vehiculelor și au distrus marfa, inclusiv prin incendiere, fără ezitare. De precizat că majoritatea acestor acte de vandalism s-au delurat în fața echipajelor de poliție și a jandarmeriei franceze. Revenind la motivele acestor proteste extrem de violente, menționează taxa impusă de executivul de la Paris pentru combustibilul tractoarelor, importurile ieftine la alimentele străine, seceta și regulile de protejare a mediului sunt doar câteva dintre măsurile care au făcut pe fermierii francezi să-și piardă răbdarea. Presa românească anunță că forțele de ordine franceze vor să blocheze viitorul asediu al capitalei. Un număr impresionant de polițiști vor fi prezenți pe străzile Parisului, aproximativ 15.000, pentru a preveni acțiunile de vandalism ale fermierilor.